Vine o vreme când realizatorul celebru pentru cele 40 de întrebări pe săptămână trebuie să răspundă drept. Denis Rifai este invitata mea de astăzi și nu o să fie greu să răspundă curat, pentru că ea însă este un om foarte tranșant și corect în ce, ce zice. Este o onoare să-ți răspund ție, Teo Trandafir, dincolo de faptul că sunt mulți cei care știu povestea noastră, practic tainele în televiziune, eu le-am început după ce am fost la acest curs de televiziune unde tu mi-ai fost profesor de divertisment. Este o onoare fabuloasă. Pentru tine o să-ți răspund. Dincolo că îmi port și mi-ai purta noroc în tot și în toate, te rog, vezi ce proiectez pentru 2023, o să-ți răspund așa cum mă știi tu, din toată inima mea, oricând vei dori tu, la orice mă vei întreba. Tu ești un om foarte franc. Sunt oameni care se vexează în momentul în care, sau se închid în ei în momentul în care te văd așa. E foarte greu. Adevărul îți dă foarte multă putere după ce le spui. După ce le spui, puterea aceasta pe care eu o am se datorează faptului că în toți cei 15 ani ai mei de activitate, eu am spus și am luptat și am militat pentru adevăr. Dar, când îl spui, e complicat. Oamenilor le place să le spui ce vor să audă. Ce vor să audă. Da, este deranjant să le spui adevărul, dar eu cred în adevăr, eu sunt adevăr și iată, soluția și rezultatul vieții mele și toată puterea pe care eu o am se datorează exact faptului că eu am dat puterea adevărului numindu-l de fiecare dată. S-au schimbat oameni grație faptului că au auzit adevărul de la tine? Când dai puterea adevărului și îl numești, faci multă dreptate. Și eu cred că în meseria mea, mai ales în presa activă pe care am făcut-o atât de mulți ani, am schimbat foarte multe lucruri în bine. Da. Ți-ai făcut și dușmani însă? Crezi? Presupun că nu o să-ți spună niciodată. Dușmanii nu au putere, pentru că sunt atât de mulți cei care sunt pentru mine și cu mine, încât oricum energia aceasta negativă pălește în fața marii energii. Sigur. Care înseamnă lumină și care înseamnă puterea asta pe care, din nou, o să zic că lumea că am înnebunit cu acest adevăr al meu. Nu. Îți dă această putere de a nu mai fi atins de energia negativă pe care trebuie să o respectăm. Nu putem să fim ignorante, sigur, să nu luăm în calcul. Nu putem să o băgăm sub preș, pentru că ne va ataca în momentul cel mai vulnerabil. Nu există. Dar e atât de faină energia pe care ți-o creezi alegând în viața ta oameni curați, făcând lucruri frumoase, încât ești protejat. Uite, adevărul îți dă și putere și te și protejează. Da. Ai talismane? Să știi că aleg să port mereu câte un parfum. Parfumul îmi schimbă starea și parcă mă protejează și parcă mă readuce la mine. Și eu la fel. Am parfumuri pentru diferite ocazii. Da. Am un parfum pentru atunci când trebuie să fiu fericit. Da? Da! Wow, ce frumos! Așa, asta. Permit o întrebare. A ce miroase parfumul ăsta? Dincolo că miroase a fericire. Miroase a un membru al familiei mele. Lărgite. O să-ți povestesc. Bine, ai văzut. Am învățat rolul de la 40 să nu mai intru peste invitat. Dar stai puțin, de ce să nu intri peste invitat? La 40 ai văzut formatul, ai fost la mine la emisiune, este cea mai frumoasă, eu cred că este cea mai frumoasă emisiune în care tu ai vorbit despre viața ta și astăzi încă dă-i o energie în care s-a creat între noi două. Este prima mea emisiune de la Canal D, am filmat-o cu doamna, da, deci noi... tot eu am spus că aveam această femeie mi-e împartă noroc în tot, așa este. Acest interviu al nostru, în care oamenii încă te regăsesc și te iubesc și te admiră, e acolo și dăinuie. Da, e adevărat. Și acum și el m-a învățat formatul acesta să așez întrebarea și să mă las așa un pic când să mă depărtez, ca să-i dau posibilitatea invitatului să se așeze el cu adevărul lui, fără să mai fie întrerupt sau deranjat în gânduri de alte întrebări ce nouă ne vin. Pentru că eu când vin cu o altă întrebare, pe tine te scot din proiecția ta inițială și atunci poate îți mai cupezi, îți mai tai din adevăr sau din emoție, din vibrația respectivelor întâmplări pe care tu mi le povesteai.
Urmează întrebarea roșie. Aoleu, ia! Ce caută Kevin Costner în viața ta? Teo, aș plăti oricât să fie, înțelegi? Deci, apropo de Kevin Costner, eu totdeauna mă întreabă, oameni, care e ideal tot în materie de actori, de bărbați, de... Și nu aveam, nu am. Există un singur bărbat pe care l-am revăzut în mai multe faze, inclusiv în niște bannere publicitare la o anumită companie de zbor aerian, da, așa. Și este acest bărbat. Este tipul meu de bărbat, e un gen așa, anume, mi inspiră multe Kevin Costner și mi-ar plăcea, adică să-i găsim transpunerea și în viața mea reală. E un tip foarte frumos, e genul meu de bărbat, ăsta e Kevin Costner. Dar știi că și-a renegat cumva familia ca să o ia pe cont propriu, adică el are niște origini foarte puternic ancorate în cinematografie. Tu de obicei vorbești puțin despre tine, despre tine. Vorbești despre lucrurile pe care le gândești tu, vorbești despre lucrurile în care crezi, dar despre tine nu. Uh-huh. Și totuși, uh-huh, vrei 3 copii, dintre care 3 să fie băieți și ultima să fie o fetiță. Am spus mereu că în viața mea m-a învățat. Că viața, imaginată, 3 băieți și o fată îmi doresc. 3 băieți și o fată. Doream. De ce? Zis bine. În proiecția mea despre mine, așa, femeie, mai ales că fac parte și din lumea arabă, eu mă gândeam că, mai ales și devin sărbătorile astea, îmi plac sărbători, că o să am casa plină și vreau băieți și o fată ca să fie așa sufletul și ochii mei. Dar anii au trecut și viața m-a învățat, trăită, viața asta trăită, că diferă foarte mult de viața imaginată. Iar eu am învățat să nu pun, să nu pun presiune, să nu-mi doresc eu cu patimă și independent de ce e în jurul meu, să se întâmple niște lucruri. Nu e bine să forțăm. E bine să luăm cum ne vine. Dacă o să fie să fac copil, bine. Dacă nu, mulțumesc lui Dumnezeu. Oricum ar fi, mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce trăiesc. Mi-ar plăcea totuși, sincer, mi-ar plăcea să am copii, dar o să vedem cum se așează viața și cât timp o să mai am. Te vezi așezată la casa ta făcând mâncare, de exemplu? Învățând să fac mâncare. Da, eu mă văd cu o doamnă care să mă învețe să mai fac și mâncare. Cred că o femeie trebuie să facă pentru bărbatul ei niște lucruri din mâna ei. Eu da, cred în da, niște lucruri. Da, și să-i dea din energia ei. Da, lui. Și mi-aș face lui cu mâncare cu mult drag. Eu știu să prepar niște alimente, dar cele pe care le mănânc eu, mi-ar plăcea să învăț pentru el. Adică eu voi face lucrurile acestea în contextul în care se vor și întâmpla sau va apărea acest el în viața mea și mi-ar plăcea să învăț să-i și gătesc. Și da, mă văd făcându-i și de mâncare. Știi că noi suntem niște persoane, și tu și eu, în egală măsură, foarte intimidante pentru cei din jur, mai ales pentru bărbați. Pentru că bărbaților le place să poată fi, cum să spun, cocoși. Dacă văd asta, eu acționez, știi? Tu la fel, cam la fel. Atunci ce ne facem fetelor? Știi ce ne spune ce ne facem? Pentru fiecare tipul, și eu m-am gândit mult. Și sunt mulți cei care, pe care am fost așa cumva stresați, mm-hmm, de personalitatea mea. 2 lucruri. Eu nu mă pot preface, nu pot să fac pe prostuța. La nesfârșit. Niciodată, niciun moment, nici la început, nici la mijloc, nici la sfârșit. Dar eu cred că pentru fiecare spirit în parte, căci noi suntem spirite, femei și bărbați deopotrivă, sunt și alte spirite mai puternice. Eu vreau să mă supun bărbatului meu, adică eu îmi doresc un om lângă mine mai inteligent decât mine, pe care să-l ascult, dar pe care să-l trezesc când sunt niște chestiuni care nu sunt corecte pentru el sau care nu-i fac lui bine sau nouă. Și sunt sigură că acel bărbat care e pentru mine nu se va simți intimidat de mine, ci mă va vedea ca o completare a lui. Se spune că în spatele unui bărbat puternic este o femeie puternică. Eu cred în viața de cuplu și, indiferent cât de puternică sunt sigură că o fi foarte utilă și o piesă de puzzle extrem de importantă în viața acelui bărbat care este proiectat pentru mine. Revenind însă la emisiunea ta. Dar, să facem rog, o mică paranteză. Noi, ca femei puternice, ce am învățat eu, uite, apropo de artificii, eu să fac pe prostuța, nu se va întâmpla. Dar un parfum dulce pot să învăț să-mi pun. Pot să învăț să fiu mai feminină un pic, mai dulcică în prezență.
să învăț să ascult mai mult. Deci sunt și lucruri pe care eu m-am educat mult. Eram foarte nervoasă, Teo. Eram greu. Greu de toate. Am învățat să fiu mult mai feminină și am învățat să aduc multă dulcegăraie în viața celor din arealul meu. Da, da, da. Așa că sunt și lucruri pe care e musai să le facem ca femei deștepte de această dată și ca femei puternice. Da, se numesc compromisuri. Se numesc. Te duci la schi în vacanță? Mi-ar plăcea tare mult. N-am definitivat procesul ăsta de a învăța să schiez. Am eu un iubit de-al meu, un mare antrenor de schi, care încă mă așteaptă la Faina Brașov. E un tip foarte mișto. Nu am reușit de atât de mulți ani, pentru că noi nu avem foarte mult timp liber și e așa cum e. Dar ce te împiedică? Adică... Timpul. Pentru că am nevoie de niște timp liber într-o perioadă în care nu sunt pârtile atât de aglomerate, ca să pot să definitivez, adică că știu în iulie. Așa. Adică când în iulie. Adică în iulie. Da, dar mi-ar plăcea și... Ok, nu vreau să ajung pe niște pârtii din astea periculoase. Nu sunt atât de pricepută, adică nu am stilul ăsta de adrenalină, nu-mi place. Dar așa, măcar de socializare, să cobor pe o pârtie elegantă, da, mi-ar plăcea. Fiind un om cu mare grijă față de propria persoană și interior și exterior, o să te întreb și ce mănânci de sărbători. Iubesc foarte mult mâncarea în general, dar aleg să o mănânc într-o variantă cât mai curată. De exemplu, apropo de sarmale, că vine perioada aceasta cu murăturile, cu sarmalele. Sarmalele se fac și ele, nu pe foaie de varză murată. Da. Eu am o problemă cu sarea, femei fiind complicată, reține multă apă. Măcar în carnea de la sarmale, știu că o să mă certe gospodinele și oamenii care realmente, eu înțeleg, de eu nu mai pun și orez. Adică este un compromis util și mănânc, facem sarmale de două feluri. Acasă, și noi nu mâncăm porc. Și atunci facem sarmale vită oaie, nu facem cu porc. Pentru că așa am fost crescută, da. Pentru că e parte din modul meu de a trăi. Și facem vită oaie fără orez, cele pentru mine. Și mi se pare că e o rețetă de sarmale super bună și putem mânca foarte mult și fără să ne îngrășăm. În această notă optimistă, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit. O să te urmărim mult în fiecare duminică seară. Pentru că noi avem grijă ca de fiecare dată când ai tu emisiune să spunem cine e invitat. Îți mulțumim, Denis. Mulțumesc. Pe foarte curând.